Salut și bine ai venit în lumea croșetei fermecate, locul în care poți învăța tot ce trebuie să știi pentru a croșeta jucăriile mult visate. Trimit praf de gheme fermecat și vă spun tot ce trebuie să știți despre fire, croșete, trucuri și ponturi, ca să mă asigur că aveți toate informațiile aici pentru a realiza cele mai frumoase jucării croșetate. Așadar, dacă sunteți noi pe acest canal, vă invit cu drag să răsfoiți tot conținutul pe care l-am creat cu drag pentru voi, iar dacă vă place, nu uitați să vă abonați. Astăzi vom lucra împreună o jucărie de dentiție, o jucărie senzorială, așa cum urmăritoarele canalului au ales deja prin vot. Lucrăm împreună aceste elefanțel, așa că rămâneți până la final pentru a afla toate secretele lui. Să vedem ce am pregătit pentru elefanțelul nostru. Forma de lemn, bineînțeles, pentru elefanțel este din lemn de fag. Foarte bine finisat, numai bun de molfăit, nu are ce se întâmple, un material natural, foarte, foarte bine șlefuit, să zic așa, nu se simte absolut nimic, deci se poate băga în guriță de către bebeluș fără nicio problemă. Aceste forme de lemn le găsiți la Roxana Ciorogariu de la Puca Toys. Vă va da ea toate detaliile. Dacă vreți să lucrați cu aceste forme, trebuie făcută deocamdată o precomandă, pentru că noi comandăm în stoc mic, doar pentru noi. Voi va trebui să vă înscrieți pe o listă să știm cam câte să comandăm la producător. Așa, pe formele de lemn eu vă sfătuiesc să folosiți bumbac mercerizat. Bineînțeles că merge și amestecul, da, peria Baby Soft. Este un material la fel care se poate băga în guriță, dar cred că 100% bumbac mercerizat va fi mult mai apreciat de către mămicuțe. Mămicuțele de bebeluș care au probleme cu dentiția, da? Când le ies dinții, cred că vor aprecia faptul că această jucărie este și drăgălașă și are și utilitate și este din materiale naturale. Pentru elefanțele am pregătit gri, un albastru mai închis de la peria Everest, alb și galben. Am mai pregătit o zdrângănea pe care o să vreau să lucrez. Am eu o idee. Bineînțeles, m-am inspirat pentru aceste modele de pe Instagram. Vă spuneam că le-am văzut foarte des în postări, în străinătate. Mi-am și cumpărat din Turcia. Un drum foarte anevoios. Nu te puteai baza pe când îți vin, dura foarte mult. Totul foarte, foarte complicat. Așadar, mă bucur că putem să comandăm de la noi din țară. Eu lucrez peria Everest cu croșeta de 2. Voi adaptați la stilul vostru de lucru, la mâna voastră de lucru și va trebui să aveți o lucrătură strânsă, să nu aibă găurele, da? Am lucrat deja o urechiușă simplă, să nu mi-e așa de mult, în filmare. Mai am nevoie de un ac de cusut, marcator în caz că folosiți și o forfecuță, care nu știu pe unde îi, că la mine e un haos total. Sunt tare entuziasmată să lucrez aceste forme, de aceea nu mai știu cu ce să mă apuc. Vom lucra împreună urechea mai colorată și începem. Era să uit. Pentru a face aceste jucării și mai interesante, de la orice ambalaj care pocnește așa, puteți recicla acest material. O să iau așa o bucățică. Auziți cum face? Și o să o bag aici. Să vedem. În ureche. Urechea va fi închisă, deci nu are nicio... Nu există niciun pericol. Nu o să bag foarte mult, să nu fie înghesuită, să aibă loc să se desfășoare. Da? Bebelușii sunt foarte, foarte atrași de orice zgomot și de aceste sunete. Vai, ce-mi place. Mă gândesc cum să fac să facă cât mai mare zgomot. Ei vor fi atrași și vor învăța că trebuie să facă așa
ca să se audă ceva. Hai să văd dacă mai bag un pic. Așa. Trebuie să nu fie foarte înghesuit, dar nici puțin. Uh-huh. Și aici eu voi închide urechea, deci nu are cum să iasă afară, nici cum nu are cum să iasă, da? Vom lucra împreună cealaltă urechiușă și veți vedea că la fel veți închide urechea, nu mai are cum să iasă, da? Absolut perfecte pentru bebeluși. Eu o să-mi închei aici urechiușă și a doua o vom lucra împreună, da? Nu știu dacă am zis, de zdrângănea. Vreau să o îmbrac și să o prind aici, să facă și ea gălăgie. Va fi o minune de jucărie. Haideți să începem să facem urechea. Vedeți cum mă entuziasmez eu. Așadar, începem cu gri. Cel puțin eu, dar voi veți putea să vă jucați la fel cu culorile, bineînțeles. Și fac într-un cerc magic 6 piciorușe scurte. Trei, șase. Bun. Închid cercul magic, mă duc la rândul 2 și fac 12, deci o înmulțire în fiecare piciorușa rândului anterior. 1, 2, opa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Am terminat rândul 2 și trec la rândul 3. Continui tot cu gri și fac un picioruș scurt și o înmulțire până la capătul rândului. Lucrez în spirală. Un picioruș scurt și o înmulțire, da? Un picioruș scurt și o înmulțire. Se repetă această secvență în total de 6 ori. Și la finalul rândului 3 voi avea 18 piciorușe scurte. Așa. Rândul 4 voi face cu galben. Ce îmi place la bumbacul de la Peria este că parcă alunecă mai ușor. Este o idee mai subtilă decât ceea ce cunoșteam eu și cu ceea ce lucram eu. Deși tot 50 de grame, 125 de metri are, foarte interesant mi se pare, dar mie îmi place că parcă se lucrează ușor. Pe lângă, știți că bumbacul e un pic mai greu de lucrat decât aceste fire amestec speciale pentru jucării. Am trecut la galben. Următoarele două rânduri le lucrez cu galben. Fac trucul pentru schimbul de culoare și mă duc în primul cu un picioruș alunecat și acum o să fac un picioruș simplu. Așa. Ca să se vadă mai frumos schimbul de culoare. Și aici o să fac un picioruș scurt, dar primul picioruș alunecat nu îl considerăm picioruș, înmulțire sau așa. Și în al doilea facem o înmulțire. Și după aceea facem două piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Două piciorușe scurte și o înmulțire. Încheiem acest rând cu un picioruș scurt, da? Și continuăm în următorul ochi. Am trecut la următorul rând, da?
dacă aveți nevoie de marcator, acum e momentul să îl puneți și facem 3 piciorușe scurte și o înmulțire. Până la capătul rândului, va trebui să repetați această secvență de 3 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori în total. Încheiem cu înmulțirea, dar ultimul picioruș din această înmulțire îl voi lăsa neterminat, pentru că din nou voi schimba culoarea și acum voi lua albul. Să vedeți ce șmecherie am mai învățat. După ce am prezentat acest truc pentru schimbul culorii și să nu se vadă foarte mare trecerea asta, am primit mai multe mesaje că nu merge de fiecare dată și care o fi problema. N-am știut nici eu ce să răspund, doar că am fost un pic mai atentă la schimbul de culoare și noi acum facem piciorușul acesta alunecat și mai facem în același loc un picioruș simplu. Există două variante de a face aceste piciorușe simple. În V înseamnă că introduc croșeta și dau firul peste croșetă. Trag firul, da? Și am două bucle, trag prin amândouă. Mai există o modalitate prin care iau croșeta peste fir. Da? Când introduc, iau și aici este piciorușul simplu în X, cum ar veni, și arată altfel. Nu-mi place cum arată. Eu acum lucrez în X, dar primul ochi, aici după schimbul de culoare, îl fac în V. Da? Adică introduc croșeta, dau firul peste croșetă și acum din nou trag firul. Și după aceea mă duc în X, dacă ați observat, adică dau croșeta peste fir în continuare. La acest rând, începem cu două piciorușe simple, da? Le-am făcut aici și fac o înmulțire. Primul picioruș alunecat îl uitați, pentru că acela are doar scopul de a aduce cumva la alt nivel lucrătura, nu știu cum să zic altfel. Cele care au lucrat până acum schimbul de culoare normal, adică efectiv se duce în continuare fără acel picioruș alunecat, știu că se vede foarte bine acolo unde schimbăm. La noi aproape este insesizabil. Bun, am făcut două piciorușe scurte, o înmulțire, acum 4 piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Repetăm această secvență și la capătul rândului ne rămân încă 2 piciorușe scurte de făcut. Vom avea în total 36 de piciorușe scurte, da? Am încheiat și continui. Următorul rând este rândul 7 și voi face 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și o înmulțire. Această secvență de 5 piciorușe scurte și o înmulțire o repet de în total de 6 ori, iar la finalul acestui rând voi încheia cu 42 de piciorușe scurte. Bun, acum voi trece la albastru. Fac un rând cu albastru. Ați văzut că nu mi-am tăiat deloc firele pentru că capetele astea vor fi în interior și nu se va vedea nimic, așa că nu le tai. O să mi le trag. N-am nevoie de ele, îmi iau firul ce mi-l trebuie și nu mai fac atâtea noduri. Următorul rând este ultimul cu înmulțiri. Va trebui să obținem 48 de piciorușe scurte. Vom începe cu 3. Opa, era să uit de schimbul ăsta de culoare cu picioruș alunecat. Picioruș în V, hop, vedeți că din obișnuință zic una, fac alta. Și acum mă duc în continuare. Trebuie să avem primele 3 piciorușe scurte, o înmulțire.
Apoi continuăm cu secvențe de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Această secvență va trebui repetată în total de 5 ori, deci acum încă de 4 ori și ajungem la final, mai facem 3 piciorușe scurte. Ei, al treilea nu îl închid pentru că o să-mi trag firul alb. Îmi trebuie firul alb, îl iau de aici, că nu-i tăiat. Rândul 9, acum o să continui cu 48 de piciorușe scurte, vă ziceam că ultimul a fost acela cu înmulțiri. Din nou fac schimbul de culoare cu un picioruș alunecat, un picioruș încetuc în V, da? Și acum mă duc cu 48 de piciorușe scurte tot rândul. Acesta este rândul 9. Am terminat și rândul 9, trec la rândul 10, îmi iau din nou galbenul de aici. Închei ultimul ochi al rândului anterior, schimbând culoarea. Aici din nou trebuie să fac un picioruș alunecat. Hop, hop. Și un picioruș simplu în V. Iar l-am făcut în X. Bun. Și mă duc tot cu 48, mă duc tot cu un picioruș scurt în fiecare ochi al rândului anterior până la capătul rândului, când vom schimba din nou culoarea și vom trece pe gri. Așa, următorul rând îmi iau eu griul meu și continui cu 48 de piciorușe scurte acest rând. Fac din nou schimbul de culoare. Se vede frumos, zic eu, îmi iau un pic galbenul pe dedesubt, mă duc cu el un pic, că nu o să-l mai folosesc, hop, am zis că fac cu piciorușe în X. Acest rând, din nou, o să-l fac cu 48 de piciorușe scurte. De aici nici nu mai schimb culoarea, așa că o să pot să-mi tai capetele ce mi-au rămas pe aici, firele celelalte. Așa, albastru și alb. Nu mai îmi trebuie. Și continui cu 4, până la finalul rândului, tot cu 48 rămânem, da? Ne întâlnim acolo pentru a face împreună rândul 12. Am terminat rândul 11 și începem scăderile la rândul 12. Vom face 6 piciorușe scurte. Nu uitați că aveți aici doar un picioruș, da? 3, 4, 5, 6 și o scădere invizibilă, deci lucrăm doar în buclele din fața următoarelor două piciorușe simple. Adică, haideți că vă mai arăt o dată, pentru cei care sunt noi pe acest canal și nu cunosc scăderea invizibilă, nu uitați să vă abonați și să urmăriți și celelalte tutoriale, unde aveți la fel foarte, foarte multe informații și trucuri. Tot ce știu eu împărtășesc cu voi pe acest canal. Încă o dată, 4, 5, 6, scăderea invizibilă, se lucrează doar în buclele din față a două, următoarelor două piciorușe din lucru, da? Tragem prin amândouă, acum avem două bucle pe croșetă și mai trag prin astea două. Ideea e că nu se formează o gaură foarte mare, ca și când am lucrat prin întreg piciorușul. E mult, mult mai vizibil, ar fi mult mai vizibilă scăderea și așa se lucrează mai frumos. Da? Până la capătul rândului trebuie să repetăm secvența de 6 piciorușe scurte,
și o scădere și rămânem cu 42 de piciorușe scurte la rândul 12 la final, da? Bun, următoarele rânduri, 2, 13, 14, mergem cu 42 de piciorușe scurte, nu mai înmulțiți, nu scădeți, mergem așa și ne întâlnim la finalul rândului 14, da? Bun, pentru rândul 15 trebuie să ajungem la 36 de piciorușe scurte. Deja sunteți experte, știți cum vom face asta. Facem 5 piciorușe scurte și o scădere. Vă marcați dacă cumva nu ați făcut-o până acum. Marcatorul ne scoate din necaz. 3, 4, 5 piciorușe scurte și o scădere invizibilă. Repetăm secvența de 6 ori. La finalul acestui rând vom avea 36 de piciorușe scurte. Am ajuns la finalul rândului. Am 36 de piciorușe scurte la finalul rândului 15. Continui cu piciorușe scurte, merg fără să mai scad următoarele două rânduri și ne întâlnim la finalul rândului 17. Rândul 18, facem 4 piciorușe scurte, 3, 4 și o scădere până la capătul rândului. Repetăm această secvență și obținem 30 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul rândului, da? Așa. Următorul rând, rândul 19, vom merge cu 30 de piciorușe scurte, da? Deci nu mai scădem, mergem în fiecare piciorușă al rândului anterior cu câte un picioruș scurt. Și nu mai avem mult până ajungem la final. Vă puteți juca cu aceste modele, puteți să le faceți în colorate. Sunt atât de multe posibilități pentru aceste jucării care eu zic că ne ușurează viața, ne salvează timp. Bineînțeles că veți avea de investit în aceste inele de lemn, dar eu cred că merită investiția atât făcută de voi cât și de mămicuțele care vor avea niște jucării foarte, foarte frumoase, personalizate, să nu mai spun că își pot alege culorile și așa mai departe. Niște cadouri perfecte sunt pentru nou-născuți. Următorul rând, facem scăderi și vom face 3 piciorușe scurte și o scădere până la capătul rândului. Vom rămâne cu 24 de piciorușe scurte, da? Deci, repetați această secvență. Opa, că mi-a sărit marcatorul. De asta nu-mi prea place să folosesc marcatorul în videouri, că se întâmplă tot felul de necazuri, dar să știți că în mod normal nu se întâmplă. Hai că-mi pună firul ăsta, că am înțeles că vă e și vouă mai ușor să-l urmăriți. Bun, deci 3 piciorușe scurte și o scădere până la capătul rândului. Repetăm secvența de 6 ori. 1, 2, 3... 3 piciorușe scurte și o scădere. 3 piciorușe scurte și o scădere. Hop. O să punem și în asta niște foșneitoare. În acest fel veți putea și voi să reciclați materiale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și 4. Bun. Următorul rând, faceți un picioruș scurt și o scădere. Până la capătul rândului o să rămânem în total cu 18 piciorușe scurte. Ultimul rând, 2 piciorușe scurte și o scădere. Nu știam ce nu-mi iese, am găsit eu greșit. Rămânem cu 18, dar facem 2 piciorușe scurte și o scădere. Am obosit. Am terminat și
ultimul rând am rămas 18 piciorușe. Asta e urechiușa mea colorată, o ador. Hai să văd, mai am niște chestii, mai am. Face, îmi place. Acum o să-mi închei, da? Cum am arătat la început, lucrăm prin amândouă părțile și nu are cum să mă iasă, deci chiar nu se mai poate întâmpla nimic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cu 8 am închis în cască. Na, și acum haideți să vedem unde o punem pe asta colorată, partea stângă sau în dreapta. Ce ziceți voi? Hai să o punem în stânga. Haideți. Intru frumos cu croșeta și pac, pac. Mă prind. Văd că am scăpat un pic de fir. Așa cumva mi s-a lărgit ăsta. Cred că am nevoie de o pauză. Încă o dată. Vedeți voi? Bun. Hai că iese. Mai frumos, așa. Eu îmi tot plimb ăsta, vedeți? Că odată îl trag în spate ca să pot să introduc croșeta în el. Și după aceea trebuie să-l trag în față, să se așeze frumos. Uitați. Da? Când fac aici, aduc în față și după aia introduc iarăși croșeta. Așa am făcut acum. Aici iese. Cumva, cumva. Bun, op, măi, dar tot îmi scapă firul, mă. Op. Bun, acum mă întorc aici sus. Mă prind și fac câteva piciorușe alunecate. Să mă duc în capătul celălalt. Să mă prind în gaurica asta, unde e mai greu. Hai că mă mai duc un picioruș să mă prind acum. Hai să vedem. Aici nu mai pot să trag bine de lucrătură. De asta mi-e mai greu. Hap, hap. Hap, hap. Hai să mai trag un picuț. Vedeți voi? Da, a ieșit mult mai bine. Mai bag o dată, să mă ajute. Doamne, Doamne! Asta e cea mai bună croșeta mea. Sper să rămân cu ea la finalul acestor tutoriale. Și mai am mult de lucrat pentru că eu vreau să promovez cât mai mult aceste jucării. Că mi-e mai ușor să le fac, știți? Și îmi plac foarte mult pentru că sunt utile și pentru bebe, cum m-am tot spus. Na bun. Cam așa vine. Urechea, numărul 1. Urechea numărul 2. O avem aici. Încercările în afara camerei merg mult mai bine și nu înțeleg de ce. Hai să vedem. Deci, șmecheria e aceasta. Să-ți plimbi tu un pic urechea asta și când lucrezi când trebuie să tragi în spate lucru, da? Ca să introduci croșeta ca lumea și vii în față.
Când vii în față, îți muți și lucru în față. Mă trebuie să ai grijă să iei și tot firul, să ajungă afară din găurică. Uite, acum am reușit. Și acum îmi trag un pic lucru în față și trag aici. Da? Mă duc în spate, prind. Hop. Mai. Mă duc în spate, prind cu croșeta, iau firul, îl trag prin găurică și... Acum mi-am adus firul în față să fac acest piciorul simplu, da? Pac, 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 pac. Mega tare. Pac, pac, pac. Așa. Bun. Acum mă duc din nou, mă prind de lucru și asta e șmecheria, de fapt, care o face să arate drăgălaș. Se prinde bine. M-am dus cu trei piciorușe alunecate și acum mă prind de jos. Și încerc cu bucla mea să nu fie așa de mare. Așa e că e important să știți că și eu mă chinui. Să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți. Haide, haide. Băi, deci nici unghiile astea mari nu mă cam ajutat. Nu, bun. Bun. Nu mai am mult. Eu vreau să bag de 3 ori în fiecare găurică pentru că am văzut că arată destul de bine. Așa. În orice caz, când ne prindem de lucru înapoi, se mai îmbunătățește situația, da? Încă o dată ar trebui să mai bag. Bun. Uite, așa am făcut de data asta. Și mă prind înapoi de lucru. Of, ce am făcut aici, Georgiano? Oh. Georgiano, nu te grăbi. Am mai băgat o dată așa. Să fie de 3 ori lucrat în găurică. Așa. Și acum mă prind de lucru. Oriunde și oricum pot eu, m-am prins de lucru. Ia să vedem. Așa. Important este să nu se desfacă, să nu se desprindă și voi securiza bine, bine de tot aceste capete. Iar aici mai avem doar bila și vreau să lucrez exact pe bilă. Ce ziceți de ideea mea? Eu aici fac și un noduleț. Securizați cât puteți de bine, da? Nu vă mai țin eu cu securizatul meu. La fel fac și dincolo. Urecheatul meu are fâșneitoare. Și să continuăm cu bila. Să vă arăt cum am gândit să fac eu bila. Cu gri încep. Încerc magic, la fel. Începem frumos cu 6 piciorușe scurte în cercul magic. 1. Asta nu mai va fi așa de greu. 2. 3. 3. 4. 5. 6. Mai departe facem 12. Deci, înmulțiri. 6 înmulțiri. Mă duc normal cu înmulțirile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ați văzut că nu mi-am luat cu mine capătul, pentru că vreau să strâng acum încă o dată, să fiu sigură că nu am nicio găurică. Acum o să-mi iau un pic cu mine capătul ăsta. 1,
Și la rândul 3 fac un picioruș scurt și o mulțire până la capătul rândului. Voi avea 18 piciorușe scurte. Mi-am luat capătul și îl mai duc un pic cu mine și după aceea o să-l și securizez. Adică îl prind un pic. Încerc să-l prind, să nu cumva să se desfacă. Și doar îmbrac strângăneaua. Fiind bumbac și dacă lucrați corect, nu se va vedea nimic. Va fi tare și va fi bun și asta pentru ronțănit și va face și gălăgie, deci perfect. Haideți, încă un rând o să fac 24. O să încerc pe 24 să mă duc. Un piciorul scurt, o înmulțire, apoi două piciorușe scurte, stați ca să-mi pun marcatorul, să știți că am început aici un nou rând. Două piciorușe scurte și o înmulțire. Două piciorușe scurte și o înmulțire. Repetăm această secvență de două piciorușe scurte și o înmulțire de 5 ori. 1, 2. Și va trebui să rămânem cu încă un picioruș scurt la final, da? Două piciorușe scurte și o înmulțire. Două piciorușe. Opa. Două piciorușe scurte și o înmulțire. Și încheiem cu un piciorul scurt. Ia să verific eu, dar cred că mi-o cuprinde. Acum va trebui să mă duc cu aceste 24 de piciorușe scurte. Vreau să-mi fac și niște dungulițe, dar primul rând mă duc cu 24 gri și apoi o să-mi schimb culoarea. Vreau să fac cu un pic de galben, albastru, să văd cum mi se așează. Fac un rând cu galben. Bun. La fel voi face la schimbul de culoare. Bun, bun. Mă duc tot cu 24 rândul acesta, dar cu galben. Să vedem pe unde îs. Îs cam pe la jumătate, vedeți? Acum o să mai fac cu alb un rând. Mi-am tăiat firul galben. Schimbul de culoare, da? E destul de important pentru că arată mai altfel. Mai bine. Așa, tot rândul mă duc tot cu 24. Și acum, din nou, o să schimb culoarea și fac un albastru. Schimbul de culoare. Vedeți că nu prea pot să-l fac în X, că tot vreau eu, că din obișnuință. Bun. Și mă duc cu încă un rând cu albastru și cred că după aceea mă apuc să scad. Hai să vedem. Să știți că o să mai fac un rând cu alb, tot pe 24 și scad apoi. Îs bine încă. Aici am tăiat firul. Ăsta nu mai îmi trebuie albastru. Îmi iau albul. Așa. Nu-i nimic. Că mă descurc, că-s pistruiată. Așa. Acum. Iarăși schimb de culoare. Pac. Pac. Și încă un rând cu 24, da? După aceea mă ocup de capete, că nu-mi place cum mă să chiar acolo. Puteți să lucrați un pic peste capete, mai ales după albastru ăsta. O să și îl trag cu mine un pic. Știți? Să-l prind așa în lucru. De ce nu?
Așa. Gata, e și rândul cu alb. O să-mi streg la gri și nu mă mai aventurez cu schimburi de culoare și cu culori. O să-mi fac aici ultimul schimb de culoare în gri. Așa. Rândul ăsta încep cu scăderile. Stați să-mi văd un pic de capete, că nu-mi prea plac mie. Așa cum sunt. Bun. Facem două piciorușe scurte și o scădere acest rând și introducem și biluța, să nu cumva să nu mai putem să o băgăm, da? Hai să vedem cum om continua, da? Cu două piciorușe scurte și o scădere. Să vedem dacă merge bine. Că în funcție de asta o să-mi adaptez modelul, da? Dacă cumva nu merge așa. Două piciorușe scurte și o scădere. Două piciorușe scurte și o scădere. Două piciorușe scurte și o scădere. Îmi rămâne, cred că, cam multă bilă să mă duc cu 12 după asta. Două piciorușe scurte și o scădere. Adică acum am 18. Și mă mai duc un rând, fiți atente. Îmi fac 1, 2, 3, 4, 5, să văd cum se așează, 6, 7, 8, 9, mamă ce fain o să fie, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, cred că nu m-am numărat pe primul sau ceva. M-am dus cu un piciorul scurt în fiecare ochi și haideți acum să începem să scădem din nou și facem un piciorul scurt, o scădere. Îmi simțiți emoția, vreau să se închidă fain. Un piciorul scurt și o scădere. Un piciorul scurt și o scădere. Un piciorul scurt și o scădere. Cred că se închide. Un piciorul scurt și o scădere. Un piciorul scurt. O scădere. Stați așa. Na, ziceți voi acum dacă fac tot numai scăderi. Să știți că undeva cred că am greșit eu, dar m-am descurcat ca pistruiatul. Cred că o să arate fain, așa-i? Ia, ce-mi place. Hai să văd câte am, 3, am 6, bun. Așa, mi-am închis găurica. Și acum să vedem cum fac. Las așa o buclă aici și voi face un lanț cu care să mă leg. Stai așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu nu vreau să mă leg,
să-mi atârne mult această vilă. Și mă leg cu lanțul aici. Fac aceste piciorușe scurte, lungi, da? Așa. Și acum mă duc înapoi. Stai așa. Să mă duc în lanț, să îl întăresc cu niște piciorușe scurte. De chiar o să fac. Da? Oricum, bumbacul mercerizat e un fir puternic. Dar cu așa un lănțișor nu are ce să-i se întâmple. Cum să-l rupă. Ok. M-am descurcat ca pistruiatul. Ultimul. Fac un picioruș alunecat. Intru și aici în lucrătură și îmi fac un picioruș alunecat. Mi-am lăsat chiar mult fir. Ăsta îl mai... O, ce șmecherăi. O să fie o jucărie pe cinste. Ăsta îl mai securizez. Vai, sper că v-a plăcut. La fel de mult ca și mie. Sunt absolut în delir, dacă mă credeți. În ziua mea liberă. Toată ziua m-am ocupat de aceste tutoriale, de aceste jucării pe inel de lemn și zici că sunt bolnavă, nu mă pot opri. Vreau să le văd gata pe toate. Vreau să văd cum, ce modele să le fac. Mă joc de-a dreptul și sunt încântată. Dacă v-a plăcut, să-mi lăsați un like. Lăsați-mi comentarii, vreau să aflu părerea voastră despre aceste jucării, dacă vă plac, dacă o să lucrați alături de mine și orice întrebări aveți, nelămuriri, vă rog să nu ezitați să ne scrieți un comentariu că mă voi strădui să răspund în timp util. Da? Haideți în grupul Secretele Croșetei Fermecate să vedem jucăriile lucrate după acest tutorial. Vă mulțumesc și pe data viitoare! Pa, pa!